Salut, mă numesc Andrei Sorin, am 25 de ani, lucrez la Toulouse, în Cluj-Napoca. Planul meu pe viitor cel mai probabil e să-mi deschid propria mea locație. Vreau să fac la mine în oraș ceva, mai pe filmul meu, în care o să trag lucru. Adică îmi lucrez de 7 ani, în care am evoluat super, super mult la modul că am fost și la competiții de bar și de oferu și am și câștigat. Prima mea competiție care am participat a fost în 2016. Am fost la World Class România, care e una dintre cele mai prestigioase competiții de bar. Dar eu am fost acum recent la o competiție la maraton, o competiție națională în care am luat locul 2 la etapa Ballantines, în care o să mă duc în Scoția. Dacă vrei să evoluezi mai mult decât la un turnător de pahare și atâta tot, keep learning. Și dacă vrei să ieși din zona de confort, e un proces foarte, foarte greuț așa, în care trebuie să înțelegi niște pași. Suntem ca un mic psiholog noi barmanii, adică cumva ascultăm, mai dăm un sfat, un altă.